Suntem într-o perioadă care nu e ușoară pentru niciunul din noi. Unii dintre dumneavoastră au programe cu fonduri europene în derulare. Nu vă faceți griji, ministerul a anunțat că sunt măsuri la această oră care vă vin în ajutor. De exemplu, puteți prelungi anumite etape din graficul de implementare, conform unui comunicat al MEADR, ce tocmai a sosit. Puteți cere reeșalonarea tranșelor de plată și sau creșterea numărului maxim de 5 tranșe de plată. Puteți prelungi durata de execuție a contractului de finanțare. De asemenea, în cazul în care nu puteți să vă îndepliniți anumite obligații, puteți cere suspendarea prevederilor contractuale sau a angajamentelor asumate pe durata stării de urgență. Toate acestea sunt date oficiale venite de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și nu pot decât să vină în sprijinul dumneavoastră. Lucrurile evoluează nu foarte bine la această oră, dar vom trece peste acest lucru. Respectați ceea ce spun autoritățile. Nu ieșiți din casă dacă nu e nevoie. Lucrările agricole pot fi făcute, cu luarea unor măsuri evident de protecție. Încercați să vă vedeți cât mai puțin cu rudele, cu prietenii. Căutați materiale de dezinfecție. Izolați-vă, dacă, Doamne ferește, considerați că v-ați îmbolnăvit. Sunați medicul de familie, dacă aveți medic. Dacă nu, în cel mai rău caz, sunați la 112. Pentru că totdeauna e cineva din partea autorităților care vă poate ajuta.